Eu salutare ca și fel de prilogeni, hai să o dăm și în day 9. Meciul. Ceea ce nu cred că o să las celălalt meci, că pentru că m-a tras în jos. Ce nici până acum n-am înțeles de ce nu m-a tras în jos. Nu înțeles de ce m-a tras în jos. De ce m-a tot frecat în noroc și boi mei. Deci deja mi-a făcut nervi din ziua noua. A, păi... Na. Totuși, din ziua noua deja s-am fi făcut nervi. Nu mai prea... Nu mă cred în sare deja să-mi iau nervi din ziua noua și să dau așa. Totuși, azi încerc să fac două săptămâni. Cum ar veni de clipuri. Da. Totuși vreau să vă mulțumesc și în acest clip pentru susținerea voastră și vreau să vă întreb o chestie. Dacă aveți challenge-ul să-mi oferiți, că v-am mai întrebat, dar vreau să răspundeți chiar toți care ți-a ajuns până în minutul ăsta, bă frate, fă aia, nu știu, să am așa o idee de challenge, că vreau să pornesc și dacă aveți chiar mai multe idei, să le șureziți în comentarii, oricum eu citesc comentariile, adică nu e niciun comentariu până acum care nu l-a ratat. Sau poate da, știu, s-au fost la un short, care băiatul mi-a răspuns în spaniolă, și da, atunci pot să spun atâta că m-am pierdut, că spaniola vorbește o altă limbă cu mine, vine, totuși, cu mine, eu și spaniola, două poluri diferite. So, hai să dăm direct în mecean și hai să batem aici, să facem victory royal. Băi, se zice, se omoară pe acolo, pe jos. A, nu ne interesează pe noi. Noi suntem aici sus, suntem la căldură și suntem bine dispuși. Bine, cred că voi sunteți bine dispuși. Momentan eu am un moral destul de... De fapt, l-am ridicat, numai că am și eu asta, un nerv așa care stă să ticăie, că... Pur și simplu nu... Nu vreau să fac un match așa, adică, bă, vă zic sincer că primele zile au fost, frate, efectiv match-ul și atâtea agini, era un match, efectiv, acum încep să fie mai multe, că am un ce-i drept, nici mie nu-mi convin unele match-uri în care, bă, frate, nici să mor primul și să zic că, bro, ăsta a fost clipul și așa, adică mai trag și-o puțin de mine, să fac măcar două încercări. În rest, dacă nu merge din două încercări, ce ăla? Deci dacă nu merge din două încercări, o las în baltă. Cum place mi să zic, o las baltă, tata. Oricum, v-am zis, astea sunt într-un fel sau altul făcute ca să nu... Ca să am și eu ceva pe canal pus. Că cu challenge-urile... Mă inspiram și de la alții și stăteam să mă inspir o grămadă și s-ar putea ca unele să spuneți, bă frate, uite că ai copiat de la aia, de la ăsta, de la exemplu, dau așa un nume, Psych, exemplu. Asta e copiată de la Psych, a făcut-o și el, bro, nu mai copia. Sau așa. Deci încerc să vin și cu challenge-urile mele. Acum sper să mă înțelegeți că seria se ca și cum ar veni să mai țină sus canalul. Și o serie care mie îmi face plăcere să o filmez. Și cei care vreți asta, să vedeți seria de Lego sau vă gândiți când va apărea și ea, vă zic că s-ar putea ca după anul nou să apară. Poate și mai rapid, dar spusem că am și o companie. Pe ce titlul ne-a venit? O să duci de sorte nici asta. Oh! Sus! Detalia, tovarăș. Deci să-mi dau una să iau haiul. Bro, what? Bro, what? Nici ăsta n-apare.
știu dacă o să scot partea când o să zic că nu o să apară celălalt, dar o să apară, deoarece m-am gândit că pot să fac un funny moment frumos din el, zic și eu, un funny moment de la mișto, rău de tot. Da, atât m-am gândit, dar nu-mi convine efectiv de ceasă, iar o să fie ultimul match și sper să fie mai longeviv match-ul ăsta. Eu măcar să avem un kill, zic și eu, să nu mă fac chiar așa de râs, bă băieți, că bă, nebunesc în problema asta cu... Hai frate, hai să așa. Și ba la băiatul ăla, efectiv, n-am știut eu să țin haiul. Pur și simplu asta n-am știut-o, că aveam avantaj frumos, dar... Hyper SMG-ul ăla și ăla e frumos, ce-i drept. Și prima dată am crezut că a venit cu tiroliana asta, nu cu tiroliana aia. Când nici nu mă gândeam că atunci trebuie să fie în locație cu mine. M-am luat locația. Bă, cred că, deci v-am zis, dacă mor la faza asta, asta o să fie... failed. Adică, practic... Dacă nu trage, nu trage, dacă nu... Nu, nu trage, nu trage, nu trage, tovarăși. Trage? Nu trage. A scăpat ieftin. Iau și eu și metalul ăsta. Și astea le ia, știu, acolo sunt 3 player în locația aia. Unul mai baza ca altul. Sunt atât manevră aici. Și l-am pierdut. E sub mine. Alo, da, cum să nu? Ăsta, pe munte, dacă vă rog eu frumos, luați-l cu targa, am mâncat și gura voastră că au picat. What? Just look at that, man! Just look at that! Bro! Bro, prea frumoasă i-am întors-o! Deci prea frumos! Păi și eu care am crezut că e finalul! Bă, never give up, never back down, asta e adevărată, bro. Asta vreau să vă zic și eu, never give up, never fucking back down. What, bro? Bro, efectiv, ăsta cred că a fost, bă, un clutch destul de frumos. Zic eu. Acum bine, acum depinde de voi. Ăla e acolo jos, deja știu unde e, dar nu mă bag încă pe el. Deci a fost un clutch frumos. Asta nu-mi place și shotgun-ul ăsta, deci nu o să-l iau. Bro, a fost un clutch frumos și chiar mi-a plăcut. Deci a fost un clutch foarte rău de tot. Bine că eu zic de clutch-ul ăsta, dar nu știu dacă o să dau și eu clutch pe bounty. De fapt, la bounty sper să nu dau clutch, la bounty sper să-i dau eu bucată. Sau să moară înainte. Dar oricum eu știu unde e deja bounty-ul, că e jos, că singura tabelă de dat bounty e jos și acolo în logic te pune pe cel mai apropiat de lângă tine. Sau unii din cei mai apropiați într-o arie de nu știu câți metri. Dar nu știu ce, nu știu, sigur nu știu cum funcționează bounty-ul, dar ceva în genul zic eu că ar trebui să funcționeze. Să s-o fără alte plărăvăgeri, hai direct pe el! Mamă, hai frate, bă frate, deci după ce, după ăsta, mamă, că nici nu mai știu să vorbesc, băieți, bă! Deja am ăsta, deja mă simt mongral de București, efectiv, just call me baby, man, if you want.
Bro, stai puțin că o dau și pe engleză. Bă, eu care m-am gândit că ăsta nu poate să fie un episod mai rău, a devenit dintr-o dată și a făcut rotirele 180 și a devenit unul dintre cele mai bune, aproape. Bă, ce drept avansează. What? Bro! Efectiv, pe tolani s-a uitat la mine, bro. Deci ăsta a fost și ziua nouă. Guys! Eu sunt fericit, am pierdut, deci hai să fie bine să nu fie rău. Am rancat înapoi. So, acesta a fost episodul. Eu sunt Mic și ne vedem în ziua 10.